Cum realizăm o hartă conceptuală, o resursă pentru clasa a 5-a, în cadrul proiectului CRED? O hartă conceptuală este un instrument grafic care ne permite să sintetizăm și să clasificăm cele mai importante cunoștințe pe care le avem cu privire la un anumit subiect sau temă. O hartă conceptuală poate avea forme diverse. Cum realizăm harta conceptuală? Scriem subiectul principal în centrul unei foi de hârtie sau într-un program de prezentare, de exemplu PowerPoint? Desenăm cercuri sau dreptunghiuri de tip casete care pornesc printr-o linie de la subiectul principal, iar în casete scriem subiectul secundar care are legătură directă cu subiectul principal. De asemenea, putem desena, trasa linii și casete suplimentare care reprezintă subcategorii sau întrebări legate de ideea secundară. Activitate în clasă. Realizați în grupuri mici o hartă conceptuală a drepturilor copilului și prezentați hărțile întregii clase. Ce observați? Care sunt elementele de asemănare ale hărților voastre, dar elementele prin care se deosebesc? Ce ați face diferit data viitoare? O resursă educațională realizată în cadrul proiectului CRED.